Vaccinurile anticovid pe bază de ARN mesager sunt sigure pentru sugari în timpul alăptării. Este concluzia la care au ajuns cercetătorii americani după ce au analizat laptele matern de la 7 femei vaccinate cu Pfizer și Moderna. Nu au găsit ARN, iar asta vine să le liniștească pe proaspetele mămici. Există, desigur, femei care se tem. Ne întreabă dacă ARN-ul trece prin lapte, dacă anticorpii trec prin lapte. Ceea ce știm sigur este că toți anticorpii, atât după boală cât și după vaccin, există studii, trec prin lapte și protejează într-un fel sau altul nou-născutul, dar sigur sunt necesare studii suplimentare. Cercetătorii din Statele Unite spun că riscul ca nanoparticulele vaccinale să ajungă în țesutul mamar este minim, iar beneficiile pentru sugar maxime. Medicul infecționist Voichița Lăzureanu îți explică de ce. Aceste fragmente de ARN mesager nu traversează bariera de lactație. În concluzie, este sigur acest vaccin care se face la mamă, este sigur pentru sugari. Aceasta este, în general, particularitatea vaccinurilor. Mama produce anticorpi și acei anticorpi traversează în laptele și ajung în laptele matern, astfel încât copilul beneficiază direct de anticorpii produși de mamă.